Regiunea Transnistreană cere să-i fie recunoscută independența. Așa zisul Minister de Externe de la Tiraspol consideră că decizia autorităților de la Chișinău de a semna cererea de aderare la Uniunea Europeană este una geopolitică ce duce la modificarea granițelor internaționale și la schimbarea radicală a relațiilor cu regiunea transnistreană. Astfel, separatiștii cer conducerii de la Chișinău să înceapă un dialog cu așa numitele autorități din stânga Nistrului pentru semnarea unui acord. Într-un comunicat, aceștia au făcut apel și la Organizația Națiunilor Unite, OSCE, mediatorii și observatorii în procesul de reglementare a conflictului transnistrian să recunoască independența regiunii și să stabilească relații diplomatice. Am cerut o reacție de la președinția, guvern și de la reprezentanții biroului pentru reintegrare, dar încă nu am primit un răspuns.